Duelul palmierilor arată cât de mult se iau în serios primarii, alegătorilor însă îi iau în râs. Un caricaturist s-a inspirat din cearta lor, iar bucureștenii nu înțeleg de ce nu se ocupă totuși de lucrurile serioase. Robert Negoiță, primarul de la 3, insistă, va planta 300 de arbori exotici în sectorul lui, chiar și în Piața Unirii, de unde Nicuș Ordan, șeful de la capitală, i-a scos ieri. Primarul general îi transmite că va repeta operațiunea de câte ori e nevoie. Unii se chinuie să-i pună, alții să-i scoată. De ce? Nu știu. La nicio zi după ce Nicuș Ordan a scos din pământ palmierii plantați de Robert Negoiță, edilul de sector le-a găsit alt loc. Primii 3 palmieri din cei 26 scoși din Piața Unirii au fost plantați peste noapte aici în fața primăriei sectorului 3, pe lângă ceilalți 3 măslini care erau deja aici. Ar plăcea să vedeți palmieri pe bulevard în sectorul 3? Nicăieri în București. Nu e un copac adaptat mediului de la noi. Plantele vor muri, cel mai probabil, și asta va fi singura climatizare. Chiar și așa, Robert Negoiță insistă, vrea să umple sectorul de palmieri. A cumpărat deja 300 și nu exclude să-i ducă înapoi la Unirii. Când spuneți tot sectorul 3, mai plantați și la Piața Unirii? Dacă am zis tot sectorul 3, e sectorul 3. Se plantează, îi scoatem din nou, adică nu eu. Măcar știm cum să facem. Păi sau respectăm legea sau... Sunt revoltat de fiecare dată când văd în altă țară. De ce la noi nu sunt? Și când se întâmplă să fie și la noi, critică. Păi la noi de ce? Că la noi nu se potrivește. Cine a mai văzut? Păi de aia am adus că nu s-a mai văzut. Edilul de sector a plătit peste 300 de mii de lei pentru palmieri și măslini. Nu s-a oprit aici. A luat și banani, cactuși, curmali, lămâi, mandarini, portocal și arbori de kumquat. O să vă invit să gustați fructe de kumquat. Nu se desface, să mănâncă pur și simplu așa. Primăria de sector a cumpărat 500 de astfel de plante exotice. Una singură a costat în medie 60 de euro, susține edilul. Supărarea dintre edilul Robert Negoiță și primarul general Nicuș Ordan nu pare să treacă prea curând. Lăsați-l să doarmă liniștit, că când se trezește nu face nimic bun. Se apucă să tragă de copaci. Nu vreau să adâncesc polemica asta. Doar că Robert Negoiță are planuri mari cu restul plantelor exotice deja cumpărate, să facă o grădină botanică în hala la minorul, care ar putea fi gata până la finalul acestui an. Între timp, scandalul palmierilor de la Unirii l-a inspirat pe unul dintre cei mai în vogă caricaturiști din România. Costel Pătrășcan a schițat un personaj cu un tatuaj pe care scrie I love București și care are deasupra un arbore exotic. Moda palmierilor în România a plecat de la Mamaia. Radu Mazăre a plantat 200 în anul 2002, dar majoritatea nu au rezistat. La București, primii palmieri au apărut în 2008 în sectorul 4, donați de o primărie din China.